Ce a însemnat recuperarea asta? Este de moșii. Da, da, deci da. Țăranii recuperau, preluat pământurile și au început să le împartă între ei. Deci avem de-a face cu o răscoală țărănească. Da, dar întreb tot la nivelul ăsta juridic. Cum l-au recuperat? Că actele... Ajungem la subiectul nostru. Uh-huh. Ei au fost în bună măsură, țăranii au fost incitați și pe alături și conduși de organizația de tineret, mai ales de cea studențească a Partidului Național Român din Transilvania. Deci tinerii, organizația tinerilor a fost cea care a considerat că o răscoală țărănească în românească în Transilvania este o acțiune, o răscoală de eliberare, că ea va produce eliberare, că va goni și administrația maghiară și proprietarii maghiari. Deci va goni din Transilvania populația, conducerea, de fapt, structura maghiară și va permite ca Transilvania să fie eliberată prin răscoală.